Cristi, ce faci? Cum te simți? Cum decurg pregătirile în săptămâna aceasta? Pregătirile decurg foarte bine, ne antrenăm foarte bine, dăm 100% la antrenament și sperăm ca la finalul săptămânii ne bucurăm. Urmează un meci destul de delicat pentru voi, Astra. Dacă stăm să ne amintim, în sezonul trecut, 3 rezultate negative, ați trecut peste ele, le-ați uitat? Da, eu la ultimul meci cu Astra am prins banca de rezerve, a fost primul meci al meu. Am văzut un joc foarte bun al echipei noastre și m-am motivat, adică mi-a dat încredere de atunci. Te-ai uitat joi seara la meciul pe care l-au susținut cei de la Astra în Europa League? Foarte puțin am văzut. Nu am văzut tot meciul. Crezi că va veni obosită la meciul de duminică? Da, vă dați seama, este o încărcătură că joacă în Europa, dar am văzut că au mulți jucători cu valoare și cred că și rezervele se compară cu titularilor. O să te reîntâlnești cu un fost coleg de-a tău, cu Aurelian Chițu. Da. Cum o să fie revederea? Pe teren suntem adversari, după mine suntem prieteni. Cred că va avea emoții că este primul meci al lui cu Viitorul, dar asta e. Cât de mult vă ajută indicațiile lui Gheorghe Hagi de pe marginea terenului? Ne ajută foarte mult, vă dați seama, are experiență și orice sfat de-a lui ne cade foarte bine. S-a tot vorbit despre tine și despre un transfer al tău la Chelsea în iarnă. Ce e ceva adevărat? Eu nu știu nimic, am vorbit cu domnul Hagi, el îmi spune mereu să joc cât mai bine, să mă antrenez, să dau 100% la antrenament și transferurile și astea, să nu mă gândesc că vin ele. Ți-ai dori să faci pasul către Premier League? Vă dați seama, orice copil, orice fotbalist își dorește să joace acolo, este unul dintre cele mai puternice campionate din lume, dar eu vreau în continuare să joc aici cât mai bine și ce-o fi, o fi. Ne-ai povestit că fotbalul a început, te-a dus tatăl tău la fotbal, la Constanța. Ai visat vreodată că există posibilitatea să lucrezi cu José Mourinho, de exemplu? Vă dați seama, am visat. De când m-am apucat de fotbal, celul meu a fost să joc cât mai repede la echipa națională, să debutez în prima ligă în România. Mă uitam la televizor, eram mirat când vedeam fotbaliști mari, plini de faimă și astea, și am vrut și eu să fiu. Și sper cu multă muncă să ajung și eu. Presiunea asta așa nu te-a afectat din ultimele zile, atâtea declarații, atâtea speculații? Te-a afectat în vreun fel? Ai căpătat mai multă încredere în tine? Da, vă dați seama, nu m-a afectat negativ, chiar pozitiv m-a afectat. Mă motivează mult mai mult să fiu din ce în ce mai bun. Ți-ai dori o convocare la Național acum în meciul cu Ungaria? Normal că mi-aș dori, orice fotbalist își dorește. Eu muncesc cât mai mult de asta, ca să ajung acolo. Te simți pregătit 100%? Da, mă simt 100%. Acolo am niște colegi superi. Am avut ocazia să joc cu ei în echipă, în amicalul cu Albania. Mi-au dat încredere și a fost foarte bine. Cu cine te-ai împrietenit cel mai bine? Cu toți. Toți sunt niște băieți super. Nu mă așteptam să fie toți la fel. Te-ai bucurat pentru succesul lui Ianis și al colegilor săi la Națională? Da, normal, orice calificare este binevenită pentru noi și noi ne-am, la rândul nostru că ne-am calificat, ne-am felicitat acum și noi. Și le urez multă baftă la elită, la turul de elită, să iasă de acolo, să ducă la european. Mulțumesc tare mult, Cristi, și multă baftă în continuare. Mulțumesc.